citim ce scrie astăzi. Noul Testament este un manual perfect de manipulare a maselor și de îndepărtare de Dumnezeu. În spatele tuturor cuvintelor, cuvinte care sunt ființe vii, este o programare mentală făcută de o ființă întunecată. Și dacă nu unim contrariile, ne trezim polarizați. Noul Testament ne învață lupta, războiul, ura împotriva aproapelui, egoismul. Vreau să menționez că această ființă întunecată este de fapt tot Dumnezeu corector, care experimentează idolatria, suferința prin noi. În Vechiul Testament avem o programare mentală dată de însuși Dumnezeu prin legile sale. Aici Dumnezeu experimentează restrângerea, supunerea, slujirea, stăruirea, acceptarea. Vechiul Testament ne învață arta păcii. Din aceste legi din Vechiul Testament avem posibilitatea nu doar să-L cunoaștem, ci să și-L vedem pe Dumnezeu. Dar putem să-L și trăim în tot ceea ce facem, spunem și gândim. Vechiul Testament este o carte sfântă prin care ne putem ghida în viață. Este o carte care ne urcă pe scara raiului până sus la prag. Nu da. Pot să comentez. Mai mult decât am scris, chiar nu știu ce aș mai putea adăuga, Doamne. Așa am simțit. Poate că este cartea pe care ar trebui să punem mai mult accent. Vechiul Testament, mă refer. Să studiem din și în ori, până îi descoperim toate substraturile, toate înțelesurile, toate tainele. Și asta pe măsură ce noi facem prestrângere, dăruire, o să ne se descopere. Toate tainele, așa este. El se bazează de fapt pe conceptul de idolatrie, se vede asta din prima poruncă, nu-ți faci chip cioplit, nu-ți faci idol. Deci idolatria Dumnezeu urăște maxim și se mânie foarte tare, se o distruge. Da. Noi am fost, mi s-a spus că Dumnezeu este cel bun, cel minunat, cel blând, dar iată că Noul Testament chiar ne spune cât de aspru și dur este cu cei care îi încalcă poruncele. Îi distruge, îi omoară generații după generații, până când o nouă generație se ridică și ea, din nou și ea, respecte poruncele. Asta a demonstrat-o de în și în ori în Vechiul Testament. Dacă observați, în Vechiul Testament mereu se întâmpla același lucru. Evreii se duceau după alți idoli și Dumnezeu spunea, iarăși v-ați dus după alți idoli. Și iarăși, da. Iar v-ați încălcat poruncile. Nu mai țineți minte ce le-am făcut părinților voștri. Iar o luăm de la capăt. Și omul ce a răspuns? Să știi tu, Doamne, că niciodată nu vom face ce vrei tu. Că nu ne place idolatria, da. Că nu ne place idolatria. Ce vrei tu? Dacă ne-ai dat și jucăria asta ca instrument, da, deci ne place materia, deci. Da, foarte mult. Dumnezeu a distrus aproape toți evreii idolatrii fără milă, inclusiv atunci când au făcut vițelul de aur. Noul Testament este de fapt potopul, diferit de cum credem noi că ar putea fi. Și cine urmează Noul Testament și atrage pedepsa ca în Sodoma și Gomora. Nu mor toți odată în acest potop, ci pe rând. Sau mor în mase, așa cum s-a întâmplat în recent, nu? Sau în alte dezastre naturale, incendii, boli de toate felurile. Da. Deci este foarte nemilos cu idolatria asta. Da, da, da. El chiar ne-a promis în Vechiul Testament că nu o să-și mai distrugă pământul, nu o să-și mai distrugă oamenii așa cum au făcut-o la potop. O face altfel. O face altfel. Adică, de fapt, noi ne autodistrugim singuri, ne autoblestemăm când ne ducem în idolatrie. Deci ne facem singuri cu mâna noastră. Exact. Știi ce nu înțeleg eu? Din ce cauză? Vedem atâtea dezastre care se întâmplă acum, războaie, nenorociri, boli și mai departe, și nu înțelegem, și nu credem, și zicem că suntem credincioși, că vin de la Dumnezeu. Asta nu pot să înțeleg. Adică atunci când citeau Biblia, venea de la Dumnezeu și acum nu mai vine de la Dumnezeu? Care e? Ce s-a întâmplat acum? Păi din moment ce suntem în idolatrie, nu mai putem vedea adevărul. Dăm vina în afară tot timpul.
Tot nu înțeleg. În Vechiul Testament, Dumnezeu, vrăjmașul din fața ta sunt eu. Fulgerele, apa, distrugerile, războaiele sunt eu. Dacă El spune chestia asta acolo, de ce facem o diferență? Nu înțelege că e tot El și acum? Cine să fie altcineva? Ne zice că sunt stăpânii la lume și mai departe. Da, este totul, dar noi nu înțelegem că El vine corector. Vine ca de fapt să ne salveze sufletele. Și noi plângem de fapt după ce plângem? Plângem după materie, după idoli. Când ne distruge. Asta nu ne convine, când ne ia jucăriile. Eu cred că dacă ne-am dat seama că distrugerile acestea, nefericirile acestea, împunsăturile, bolile, războaiele, 1 milion de oameni au murit anul trecut în război, dacă am înțelege că sunt El, este mâna Lui acolo care distruge tot ceea ce este idolatrie, poate noi am fi altfel, am trăit altfel sau nu am mai fi nevoie de atâta suferință, că suferința asta vine de la El. E apocalipsa ego-ului, de fapt. El distruge ego-ul, deci îl distruge pe diavol. Cu toate astea, noi ne ducem spre diavol. Punem fericire la aceste lumi pe primul plan și nu știm că sunt diavol. Eu nu știu ce înțelegem noi din Biblie. Deci când continuăm să facem ideal din avea de toate, a ne face o casă frumoasă, a ne lua o mașină frumoasă, a câștiga atât mai mulți bani, fiecare este lacom de mai mult bine pentru sine și ăsta e idealul lui și cea mai mare fericire a lui pe pământ și nu înțelege că toate lucrurile astea vor fi distruse pentru că cu cât noi căutăm mai multă fericire, cu atât primim mai multă nefericire. Păi dezastrele astea, Doamne, încep mai întâi în familie, la nivel micro, că după aceea se extinde la macro. Și ne uităm în familiile noastre, ce război, ce dezastre avea. Și atunci să nu ne mai mirăm de ceea ce ne vine din afară, în masă. Câtă neacceptare există în noi, cât de mult vrem să-i corectăm pe cei din jurul nostru. Îi vedem stricați, îi vedem în tot felul și vrem să-i reparăm. Punem pe primul plan interesul nostru, binele nostru. Și ceilalți sunt Dumnezeu, deci vrem să le reparăm pe Dumnezeu. Ce avem cu El mereu? Că nu înțelege că în față Dumnezeu merge la biserică, dar noi ne reluăm viața noastră în continuare de lupte și de câștig. Nu știm că este Dumnezeu în tot ceea ce ni se întâmplă, nefast, plăcut, dureros. Nu știm. Nu știm că ne bate El, că e mânia Lui. Poate o știe, o știu țiganii, Doamne, așa cum ai spus tu. Doamne, da, chiar așa și vorbea, am fost impresionat. Țiganul a spus că m-a bătut Dumnezeu de nu m-a văzut. Exact. Dar noi nu vedem așa lucrurile. Noi zicem că ăia sunt de vină, că se pune la lume, că nu știu ce. Și sunt oameni care scriu și ai pretenție de la ei, nu? Sunt și oameni ai bisericii și aruncă vina, deci duhovnici, aruncă vina pe stăpâni la lume, pe situația și nu știu cum pot ei să învețe pe oameni când ei zic că sunt stăpâni la lume de vină. Da, Dumnezeu acolo. Dacă în Biblie zice că tunetul, fulgerul, apa, nenorocirile, focul, toate sunt de la El. Tot ceea ce se întâmplă este de la El. Războaiele, vrăjmași și mai departe. Dacă în Biblie scrie asta, noi în viața de zi cu zi, de ce nu-L vedem pe Dumnezeu? Asta nu pot să înțeleg. Că dacă L-am vedea pe Dumnezeu, atunci nu mai putea să aruncăm vina în afară și am fi mai atenți la ce spunem. Nu mai lupta cu exteriorul. Noi luptăm cu Dumnezeu. Nu știm că stăpânul ăla la lume este divinul. Toate măsurile acestea nepopulare sunt venite de la divin și acuzăm pe guvernanți, pe mai știu cine, pe Illuminati, pe Clubul Bilderberg și mai departe. Acuzăm președinte. Deci nu înțelegem că nu ce fac ei, nu fac de capul lor, că este Dumnezeu în spatele lor, care e mână de la spate să facă lucrurile acestea, pentru că noi suntem lipiți, atașați, suntem idolatri. Mereu ne repetă Vechiul Testament, nu puneți nimic pe primul plan. Eu sunt singurul Dumnezeu, nu puneți ceva pe primul plan, că vă distrug. Tot nu înțelege. Nu înțeleg de ce nu se înțelege. Avem voi pe față. Da.
Deci discursul nostru ar trebui să zică, vai de mine, uite, Dumnezeu ne bate, ca țiganul acela, nu? Exact. Atât. Nu că stăpâni la nume, că iluminati, că mai știu ce ne face. Nu, e Dumnezeu care ne face lucrurile acestea. Ni le ia pe toate. Ne avertizați, fiți atenți, că dacă continuați în stilul acesta, vi le iau pe toate. Uite, Doamne, acum mi-a venit o chestie, că noi spunem pentru păcatele mele. De fapt, ar trebui să înlocuim cuvântul păcatele pentru idolii mei, Dumnezeu ne bate. Exact, exact. Idol înseamnă ceva mai sus. Zicem păcate, da. Dar nu știm ce înseamnă păcat. Păcat înseamnă ceva mai sus decât idol. Da, pentru idolii mei Dumnezeu mă bate. Păi atunci n-am speriat, că idolii sunt tot ceea ce vrem noi. Deci n-am putut să spunem idoli. Nu, nu. Deci manipulare foarte fină a fost făcută aici. Fantastic, a scos un cuvânt și a zis păcate, în loc de să zică idol. Când în Vechiul Testament Dumnezeu nu vorbește despre păcat, vorbește despre idol. Da. Tot Vechiul Testament. Genial, Vechiul Testament. Și în continuare cădem pradă minciunilor. Ce le-a spus Dumnezeu lui Adam și Eva? Să nu mâncați din pomul cunoașterii binului și răului. Deci, să nu cumva să fiți tentați. Deci, acesta ar fi, de fapt, prima poruncă. Pomul acesta este reprezentarea simbolică a polarizării, a idolatriei, a împărțirii bine și rău. Deci, să nu împărțiți pe bine și rău, pentru că veți fi polarizați, veți fi poziționați pe o parte și vă distrug absolutele idolii. Și ce a făcut Adam și Eva după ce au mâncat? S-au dat seama că sunt goi și și-au acoperit părțile intime. Deci, sexul poate fi folosit și pentru a încununa o relație de iubire și pentru a procrea, dar poate sta și la baza tuturor patimilor. Poate fi arma împotriva noastră. Și sexul este o cale de a ne apropia de Dumnezeu. Dar poate fi și cale de îndepărtare dacă aceasta ajunge să fie exagerat și să ne domine. Când se pune accentul pe feciorie, pe castitate, când se impun reguli peste reguli de cum ar trebui să fie sexul și de cât de des ar fi bun, ar fi bine, e bine, se trece în cealaltă extremă unde sexul abundă peste tot. Deci când se aruncă vina pe sex, da? Atunci se ajunge în homosexualitate, în pedofilie, în viol, da? Când se spune că se neagă sexul, se ajunge la un abuz de sex. Și lucrul ăsta se face începând de la reclame, filme, pentru că sexul a fost pentru mult timp respins, etichetat ca fiind ceva rău. Acum răul se întoarce potriva noastră. Deci respingând sexul, s-a dat un exces de sex. Da. Putem rezista tentații de a nu împărți bine și rău, este o poruncă. Deci au știut ce fac, să știi, au știut foarte bine. Când au pus anatema pe sex, de fapt au creat sex. Deci când a fost respins sexul ca un lucru natural, a fost înfierat, a fost urât, a fost desconsiderat, apropierea fizică între bărbați și femeie, s-a ajuns la exagerarea sexului și la toate nebunile acestea care se întâmplă. Homosexualitate, pedofilie, violuri și toate au venit din respingerea acestei relații naturale între bărbați și femeie, punându-i se o etichetă negativă. Uite cum se întâmplă, spre exemplu, în biserică, nu? Foarte multă homosexualitate. Enorm de mulți, 70% dintre ei sunt homosexuali. În Biserica Catolică, nu știu care e situația la noi. Dar din cauza înfrânării, înfrânarea când este absolutizată, se dă în desfrânare. Și pentru că există o absolutizare acolo. Exact. La castității și la curățenie sufletești și la toate. Exact. Toată lumea vorbește despre iubire și se termină în neiubire. Pentru că nu iubirea este o problema sau neiubirea. Nu sunt ele problema. Problema este absolutizarea. Se poate absolutiza și iubirea și se dă neiubire.
Se vorbește despre asta a făcut biserica. A vorbit tot timpul despre iubire, că numai iubirea, numai iubirea, și s-au trezit cu toții că nu mai pot să iubească. Au făcut-o idol, nu? Da, se vorbește despre non-pedofilie, non-violență fizică, non, și se ajunge exact acolo. Exact, se vorbește despre pace și se cheamă război. Exact. Că i-am și spus lui Simona, care a fost la conferință de pace, du-te acolo la tribună și spune-le că dacă vorbiți prea des despre pace, veți avea război. Noi nu știm chestia asta. Deci când absolutizezi orice regulă, reguli, virtuți, idealuri, principii științifice, filozofice sau religioase și le pui pe primul plan, vei primi inversul, întotdeauna distrugerea lor. Deci omul care pune, pe exemplu, iubirea pe primul plan, înfrânarea, restrângerea, slujirea și dăruirea, nu va ajunge să le facă. Nu va putea să le facă pentru că le pune pe primul plan. Deci Dumnezeu este viața așa cum este, nu este o exagerare. Omul care pune, spre exemplu, dieta și vrea să facă o dietă, ajunge să nu o respecte. Înțelegi? Deci tot ce punem noi pe primul plan va fi doborât. Da, pentru că nu are omul suficientă energie ca să susțină dieta respectivă, pentru că el are un idol pe care îl hrănește. Îl suge de energie și atunci nu mai poate susține dieta. Da. Și întrebarea care o pui tu aici, putem rezista tentații, dar nu împărțim bine și rău? Este o poruncă. Adam și Eva nu au rezistat, s-au dorit binele, încălcând prima poruncă dată de Dumnezeu. De fapt, suntem așa cum suntem și dacă rezistăm tentații și dacă nu rezistăm tentații, este bine oricum. E Dumnezeu care guvernează totul și face ce vrea. Dacă crezi că ai putea fi polarizat, atunci să crezi că ai putea să fii și nepolarizat. Deci, în momentul în care noi suntem polarizați, s-ar putea să fim duși și în nepolarizare, prin suferință. Dacă crezi că nu știi că iubești fără interes, atunci să crezi că știi să iubești și fără interes. Deci, în momentul în care absolutizăm iubirea, primim neiubire. Când absolutizăm că sexul este rău, primim inversul. Adică ne lovești cu răul. Călugării, nu? Ne lovești cu răul. Deci călugărul prin restrângere și zicând, punând etichetă că sexul este rău, ajung să facă prostii. Exact. Dacă crezi că nu ai puterea să-L vezi pe Dumnezeu peste tot, atunci să înțelegi că ai și puterea să-L vezi peste tot. Dacă crezi că nu poți să-L slujești pe aproapele tău cu dragoste, atunci să înțelegi că poți să-L slujești și cu dragoste. Dacă crezi că nu poți să împlini poruncile lui Dumnezeu, atunci să crezi că vei putea împlini poruncile lui Dumnezeu. Da, aici este unirea opuselor. Nu trebuie să credem doar într-o chestie, există și opus. Da. Eu cred că lipsa opusului ne-a făcut să suferim în halul acesta. Da. Hai să pus tu la sfârșit de tot, o să o citesc când ajungem acolo. Lucrul ăsta este foarte important. Noi luptăm cu Dumnezeu negativ. Deci nu putem să suportăm pe Dumnezeu negativ și luptăm cu El și atunci se întărește împotriva noastră negativitatea. Deci cu cât omul absolutizează binele, cu atât va suferi mai mult. Cu cât absolutizează regulile, le va încălca mai mult. Cu cât absolutizează fericirea, cu atât mai nefericit va fi. Cu cât absolutizează virtuțile, cu atât mai repede le va încălca. Cu cât absolutizează idealurile, cu atât va pierde toate idealurile. Nu l-a lăsat Dumnezeu. De ce? Pentru că nimic mai sus nu poate să fie pus, asta înseamnă idolatria. Ca să ieșim de sub stăpânirea idolatriei, avem nevoie de postul esterei. Uite tu. Idolatria este stăpânul care ne asuprește și ne duce la moarte. 3 zile de post este suficient, fiecare pe cont propriu, dacă vrea sau nu vrea, e bine oricum. Da, acesta este mesajul esterei. Deci a fost suficient. Așa am primit mesajul, așa l-am văzut. Și
și la nivel colectiv, dar și la nivel individual. Pentru că atâta timp cât stăpânul meu este idolatria, atunci ca să ies de sub stăpânirea idolatriei, am nevoie de un post. Am nevoie de postul ăsta de 3 zile. Da, e soluție perfectă. Da. Dacă un popor întreg a ieșit din robie, nu? Restituindu-se din postul ăsta de la cel mai sărac la cel mai bogat și a pus pânză de sac pe el și sărână în cap, semn al împuținării, nu? Dar toți erau egali. Asta a fost important în această măsură făcută de toți. Nu era unul mai sus, adică cel bogat era una cu cel sărac. Păi, doamne, vroiam să zic că la nivel individual ce face idolatria cu noi? Ne omoară, încetul cu încetul. Ne aduce necazul, ne aduce tot felul de chestii, nu? Da. Punem și ceva atunci... din asta mai presus decât Dumnezeu, știi, în cauza asta și nu ne dă voie. Da. Și ca să ies din sub stăpânirea idolatriei, atunci fac postul ăsta de 3 zile. Ca mai apoi pot să fac un post de 3 zile ca să ieșim din sub stăpânirea asta mondială. Sau... Dar deocamdată ăsta e începutul. La nivel individual, să ies din sub stăpânirea idolilor, atunci aplic un post de 3 zile și mai văd ce mi se întâmplă pe parcurs. Mi se ia vălul, mai înțeleg... câte ceva mai sunt inspirată, ghidată, ceva o să apară pe parcurs. Da, dar vezi un lucru, că asta ar arăta soluția la toate situațiile de viață nefericite ale noastre prin care trăim, la o viață chinuită. Asta ar fi soluția. Dar azi nu vedem ce s-a întâmplat la Estera. Ei și-au pus sărână în cap și s-au îmbrăcat în haine de sac. Deci asta ce înseamnă? S-a umilit, s-a smerit. Asta înseamnă că întotdeauna când te împuținezi, împuținarea este soluția la toate situațiile nefericite din viața noastră sau periculoase. Împuținarea este să te limitezi continuu, da? Să te smerești, să te umilești, este soluția la toate situațiile nefericite din viața noastră. Deci soluția o avem, dar nu ne convine. Exact. Păi atunci când apare o boală, Doamne, ce putem face? Să ne împuținăm de la mâncare, da? Ne restrângem de la binele propriu, nu? Și apare vindecare. Exact. Dar apare o problemă în noi dacă ne împuținăm și de la mâncare și la aspect, înfățișare, deci e cumva o rușine să te îmbraci foarte simplu, da? Și să ieși afară și oamenii să zică nu știu ce despre tine, da? Atunci orgoliu scade foarte mult. Dacă îmi scade foarte mult orgoliu, atunci vine Dumnezeu, dar apare o problemă foarte mare. Tot ce a agonisit nu mai capătă valoare pentru tine. Doamne, am venit să râd, da? Că dacă până mai dăunăți nu aș fi ieșit din casă decât îmbrăcat într-un anumit fel ca să merg până la medicul de familie, e bine, de câteva zile frecventând medicul de familie pentru anumite chestii, am fost inclusiv cu cizmele de la porci și hainele miroseau a porci. Și chiar am zis că da, cine m-a băgat în seamă? Nimeni. Era tot în mintea mea. Era creația minții mele că trebuie să arăt numai într-un anumit fel, că trebuie să mă prezint într-un anumit fel, ca să mi se pune etichete. De fapt, mintea mea punea etichetele, nu cei din afară. Și din afară nu aveau treabă cu mine. Și nu a venit nimeni din față să-mi reproșeze că arăt într-un anumit fel sau că nu corespund sau că... Nu. Totul este creația minții noastre. Sunt idolii din noi, ținem la imagini, la toate astea. Și am demolat titlul ăsta, poftim, uite, te duc în cizme de la porci. Mai ai ceva de comentat? Da, interesant. Eu mi-am pus întrebarea dacă, de ce oamenii nu pot să țină acest... Nu este numai de post de mâncare, este un post și de îmbrăcăminte, este o smerenie acolo că te limitezi, deci una cu toți, nu ești mai sus, nu te mai vede nimeni mai sus și mai deosebit, da? Se distrugi complet imaginea pe care și-o fac oamenii față de tine, deci acolo o distruge foarte mare. În urma acestei distrugeri se întâmplă miracole și minuni, Dumnezeu vine la noi imediat, deci El nu poate să vină decât dacă noi ne înfrânăm și ne limităm și ne împuținăm în felul acesta.
în toate modurile posibile. Deci el n-are cum să vină altfel decât dacă ne ducem jos și ne facem simpli și modești, devenim modești și simpli. Bun. Problema este că după ce apare miracolul, problema noastră fiecare, că mi-am pus întrebarea din ce cauze oamenii nu fac, că lucrurile sunt știute de mii de ani. De ce nu fac această limitare? Că dacă ei ar face limitarea asta toată viața, toată viața ar fi frumoasă. Asta este problema lor. Dacă s-ar limita continuu așa, s-ar rezolva nu numai faptul că ar scăpa din robie, scăpa de la perși, nu e vorba de scăpare de robie de la perși, scăpare din robia diavolului. Asta este problema. Diavolul fiind bunăstarea, satisfacțiile și plăcerile vieții, ar scăpa de robia diavolului și el nu vrea chestia asta, pentru că ar însemna să nu mai dorească nimic după aceea, pentru că ar vedea puterea lui Dumnezeu, schimbarea fenomenală care s-ar întâmpla în viața lui, dar atunci tot ce a adunat el și-ar da seama că este fără rost. O viață întreagă a luptat pentru lucruri care nu au niciun sens, nu au niciun rost și nu folosesc la nimica. Da? Și ar fi rușine. Și și-ar da seama că a pierdut timpul degeaba și este zadarnic tot efortul lui care l-a făcut. Și nu vrea să se vadă pe sine cât de nepriceput și neînțelegător a fost. Da? Și cât de idolatru a fost. Într-adevăr, trebuie să pus în locul cuvântului păcătos, idolatru, ca să trezească oamenii. Se vadă că ăsta este, de fapt, păcatul. Idolatria. Deci nu-i convine să s-ar speria de sine că ce să fac eu o viață întreagă a trebuit ca să fiu, să fie Dumnezeu cu mine și să primesc miracolul în viața mea și viața mea să fie minunată, ar însemna că tot timpul să merg în jos, da? Și unde o să mai fie vechiul eu care tot timpul s-a fălit, a căutat să se aranjeze, să arate bine, da, să câștige cât mai mult, să-și facă o casă cât mai mare, să-și ia mașină frumoasă și câștige cât mai mult bani și să plimbe în toată lumea. Toată chestia aceasta dispare. Deci eu cred că omul este speriat de consecința faptului că dacă el se autolimitează, așa cum a spus Estera, cel puțin 3 zile, el nu va mai reveni niciodată. Pentru că miracolul este așa de mare al schimbărilor în viața lui, încât s-ar speria de consecințe și nu și-ar mai găsi vechiul eu, și-ar pierde eu complet. Deci el se sperie că pierde, deci nu se mai poate supune după aceea diavolii. Deci atât de mult iubește pe diavol încât își dă seama că dacă s-ar restrânge, nu ar mai putea să se supună diavolului. Dă-i seama? Da. Este frică și necunoscut. Nu, eu cred că e frică, el știe foarte bine ce ar urma. Adică știe și simte foarte bine că dacă el s-ar autolimita continuu și ar face asta un obicei, felul lui de a fi și de purtare în viața de zi cu zi, viața lui a devenit miraculoasă, dar dacă devine miraculoasă, nu mai are nevoie să se străduiască, să se lupte, că nu mai are cu cine să se lupte, că Dumnezeu va fi în fața lui și nu va face altceva decât să se lase dus și purtat. Viața lui devine minunată și el nu vrea asta, că atunci el pierde eu și nu se mai dispar grijile. De ce să te mai îngrijorezi? Dacă e Dumnezeu în față, dispare îngrijorările, dispare lupta, dispare dorința de mai mult bine pentru sine și atunci viața lui intră în armonie și dacă intră în armonie, toată suferința lui dispare. Ce se face el? Pentru că eu-ul ăsta înseamnă această suferință. Deci fără suferință nu mai există eu. Și fără eu nu mai există nefericire. Ce o să facă el cu atâta fericire? Deci eu cred că el fuge de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a promis că dacă nu mai îți pui idol pe primul plan, vei fi fericit cu adevărat și vei fi cu tine. Cum cred că este speriat omul de rai. Cred că este speriat omul de rai. Fuge de rai. Nu, Dumnezeu, eu a promis raiul și el nu vrea rai. Nu vrea raiul, exact. Ca Ivan Turbică. Ce să facă să plictisească? Că nu sunt femei acolo, nu e petrecere, nu sunt țigări, nu e băutură.
Mai lasă-mă în pace cu raiul tău. Așa ziceam. Deci nu vrea, să știi că nu vrea. Că de aia el nu poate. Nu că nu poate, nu vrea. Că de fapt nu vrea. Este o problemă de voință. Să se înfrâneze cel puțin 3 zile. După aceea pornește miracol. Dacă pornește miracolul, el se sperie. Nu se vrea. El s-a obișnuit cu suferința. Da? S-a obișnuit cu suferința și în cauza nu-l vrea pe Dumnezeu. Uite ce spui tu aici. Această soluție a lui Estera este concluzia la care am ajuns după toate binarele ascultate. Și după post vom primi fiecare ghidarea și inspirația necesară. Altă cale nu există. Ar mai fi exemplul lui Solomon după mii de jertfe, dar asta presupune mult timp și mii de jertfe. Deci asta ar fi cea mai ușoară. Dar este și cea mai neplăcută pentru că înseamnă să te limitezi și la imaginea față pe care ceilalți o au față de tine, adică să te supui oamenilor. Și este foarte greu să faci voia celuilalt. Și înseamnă o rușine. Da? Deci rușina a cui este? A ego-ului. Adică să fii prostul tuturor este rușinos. Este rușinos să-L iubești pe Dumnezeu, adică să fii prostul tuturor este foarte rușinos. Să dai celălalt întâietate, să dai dreptate întotdeauna, să faci voia lui și nu voia ta și să fii de acord cu toate părerile, să te lași folosit. Este rușinos. În cauza asta omul nu-L alege pe Dumnezeu. Deci este foarte la îndemână. Ce l-ar împiedica pe om să fie sluga tuturor, nu? Și atunci s-ar uni cu Dumnezeu că face ceea ce Dumnezeu face. El e sluga noastră și prin slujire ne unim cu El. De ce nu vrea nimeni? Oamenii preferă lucrul, adică preferă să meargă la biserică, să facă un ritual, să se roage, dar să-și continue acasă, să-și continue visele, dorințele, luptele și mai departe, pentru mai mult bine pentru sine. Deci nu se schimbă nimic. Este de fapt o conjurație între om și biserică. Ambele armate s-au întâlnit la mijloc, niciuna nu se deranjează una pe alta și doar se tolerează. Deci omul a vrut în Noul Testament ca să se opune la Vechiul Testament pentru că el a vrut să se îmbogățească și să fie bine lui. Vechiul Testament îi punea până la idolatrie, adică nu îi dea voie să se ducă mai mult spre mai mult bine pentru sine. Și asta nu i-a convenit. Nu i-a convenit. Păi de-aia nici nu ni se vorbește despre Vechiul Testament atât de mult, Doamne. Pentru că dacă ar trebui să ne vorbească, ar trebui să ne spună ce este idolatria, ce este blestemul care cade asupra noastră în momentul în care ne ducem spre idolatrie, ci cu care sunt consecințele. Exact. Și ne ascund lucrul ăsta. Uite ce spui tu mai departe. Știi cu cine ne luptăm noi? Cu Dumnezeu care este pe minus, care vine sub forma unui rău. Nu ne convine că este mincinos, că e trădător, că e bețiv, că este incompetent, că este leneș și încăpățânat, este egoist și dezgustător. Și atunci vrem să-l reparăm, să-l ducem în plus și să-i stricăm balanța, echilibru. Nu ne merge, nu ne lasă. El vrea să fie cum vrea el și atât. Și treaba asta noi nu am înțeles-o și nu putem accepta. Să-l vrei să-l repar pe Dumnezeu din fața ta, fie bebeluș, fie oricine, nu? Ține de neacceptare și implicit de ură, de egoism. Noi credem că atunci când vrem să-l reparăm pe Dumnezeu cel stricat, ține de iubire. Credem că îi facem un bine. Dumnezeu cel de reparat ne distruge idealurile din capul nostru. Deci Dumnezeu nu e de reparat în față? Niciodată. Păi nici nu știm că e Dumnezeu în față. Că tatăl tău, că mama ta, că bebelușul, că și copiii, nu știm că sunt divinul. Ce să facem ca să știm că este divinul? Să studiem. Vechiul Testament. Exact. Și intrăm în școala hipeși cu toții. Deci noi zicem că iubim pe cel din fața noastră dacă vrem să-l schimbăm, să fie cum vrem noi. Deci vrem să-l reparăm, da. Reparăm pe Dumnezeu cel stricat. De obicei așa vine el sub formă de Dumnezeu stricat, nepriceput, da, greșit. Întotdeauna Dumnezeu este greșit și așa vine el mereu în fața noastră. Și credem că îi facem un bine.
De fapt, ne căutăm binele propriu. Adică vrem să-L aducem pe Dumnezeu în modelul pe care noi îl vedem. Da. Da. În idealurile pe care le avem noi în cap. Da, în idealurile noastre. Dumnezeu cel de reparat ne distruge atunci idealurile din capul nostru și ne duce în acceptare orice ar fi, care este adevărată iubire. Oare Dumnezeu nu știe cum să-și joace rolul și atunci trebuie să intervenim noi ca să-L corectăm, să facă ce vrem noi? Dacă El vrea să fie mincinos, ce treabă avem noi cu El? Exact. Deci noi nu putem să schimbăm în niciun mod. În niciun mod. Și nu trebuie nimic. Nu există trebuie. Deci nu trebuie să fie cum vrem noi. Tu ai scris o chestie foarte interesantă, doamne, astăzi, legat de mamele care au greșit exagerat de copii și de soții lor. Pentru că, făcând lucrul ăsta, la un moment dat copiii, chiar și soții, le părăsesc. Sau nu mai au grijă de mamele respective când ele ajung la bătrânețe, da? Dar acum am luat-o și din perspectiva cealaltă. În momentul în care copilul are o grijă exagerată față de părinții săi aflați la bătrânețe, cam tot acolo duce. Perspectiva este aceeași. Pentru că îi handicapează pe părinți, nu le lasă autonomia necesară. Părinții ăia, atâta timp cât sunt încă autonomi, și reușesc singur să, nu știu, să-și ia medicamentele, să își care un braț de lemne, să meargă la medic singuri, să își facă treburile sau să nu le facă. Treaba lor, dacă vor să stea flămânzi 3 zile, treaba lor, dacă vor să stea nespălați, treaba lor. Ce treabă avem noi copiii să intervenim în viața lor atâta timp cât nu ni se cere? Atâta timp cât ei nu sunt la pat și nu cer chestia asta, da? De ce intervenim și avem o grijă exagerată? Oare nu tot din egoism, nu tot pentru binele nostru? Am observat asta, doamne, deci au fost oglinzi pentru mine, cei din realitatea mea, niște rude apropiate, da? Au cerut ajutorul copiilor aflat în străinătate, da? Părinții respectivi aveau o banală gripă. Deci au cerut copiilor să vină acasă, că ei mureau, că nu mai puteau, că... Și atunci și-au făcut copiii și-au luat concei bine plătiți, treaba lor ce-au făcut, numai ca să vină să stea lângă părinți, pentru că așa i-au obișnuit. De acolo, din străinătate, le trimiteau pachetele cu biscuiți, cu lapte, cu nu știu ce, când produsele astea se găsește aici. Au exagerat. Au exagerat și atunci părinții ce au făcut? Au devenit egoiști și le-au cerut aproape imposibilul. Mai mult, mereu, da. Mai mult, da, dați-mi mai mult, nu mă interesează treaba voastră, că nu vă mai duceți la servici, că nu o să mai câștigați banii, treaba voastră. Pe de o parte, dacă privim și latura cealaltă, îi desprinde din material, de grija obsesivă a copiilor pentru materie, da, pentru binele propriu. Deci, ambele chestii sunt pe plus. Adică da. E bun și așa, e bun și așa. Da. Oricum ar fi. De fapt, am spus lucrul acesta, că în momentul în care părinții au idealuri și puse pe primul plan, reguli și mai departe, absolutizate, copiii vor dezamăgi. Și, spre exemplu, am dat exemplu cu mama, spre exemplu, dacă mama are niște idealuri, copiii o vor dezamăgi și bărbatul și părinții. Dar același lucru se întâmplă și cu părinții. Ajung să-și dezamăgească copiii. Sau chiar părinții pot să plece din dimensiunea asta pentru că nu sunt lăsați în pace să-și trăiască viața așa cum vor ei. Exact, exact, exact. Iar bărbatul se poate duce după alte femei de la exagerarea aceasta. Asta este. Deci trebuie învățat să fie lăsați oamenii în pace și să nu fie forțați, să nu fie cocoroșiți sau tot timpul. Pentru că atunci, în momentul în care ei devin egoiști și lucrul acela ar putea să-l facă ei, le facem rău. Și la părinți la fel, același lucru. Pentru că părintele este divinul din față. Deci tot ce este în fața noastră, deci hai să luăm un copil. Un copil. Deci părintele, bunicul, soțul, copiii acelui copil adult,
toți sunt divinul. Se aplică aceeași problemă, nu? Da. Nu trebuie să avem idol, că după aceea idolii aceștia ne vor face să exagerăm. Asta este, înseamnă idolatrie, ceva mai sus decât divinul. E o exagerare, o absolutism. Și se poate absolutiza orice. Păi ajungem să... principii, virtuți, orice. Da, ajungem să facem idol din orice, din sos, din copii, din părinți, din bunici, din orice facem. Exact. Din mașina mică, din casă, din bani, din plimbările în străinătate, din orice. Da. Din siguranța vieții, din stabilitate, din bunăstare, din belșug, din savoare, din gust, din gust. Facem idol din savoare. Da, vreau să zic, Doamne, că facem idol chiar și din restrângere, din supunere. Exact. Când exagerăm. Ne supunem prea mult și atunci ceilalți ne exploatează și până când nu se mai poate. Că, de fapt, greșeala este la noi că am absolutizat supunerea. Da. Sau slujirea, sau dăruirea. Și când știi, în momentul în care celălalt a început să te exploateze, spre exemplu, dai bani, întâlnești niște oameni și le dai bani, dacă el începe să vină și să insiste, deja e făcut rău. Și de fapt Dumnezeu zice, fii atent că tu ai absolutizat dăruirea. Deci asta este foarte... noi putem cădea foarte ușor pentru că nu ne dăm seama când ne facem idol. Când este ceva idol? În ce moment devine idol? Spre exemplu, cafeaua, când devine idol? Când exagerăm, Doamne. Adică când nu mai putem fără cafea, deci, este momentul în care ea ne omoară. Deci Dumnezeu ne-a spus clar că nimic din lumea asta nu este ceva care să ne facă rău, decât în momentul în care noi exagerăm. Când ne ducem în mai mult decât suficient, nu? Dumnezeu nu zice că banii sunt răi. Păi când exagerezi, când vrei mai mult decât îți este necesar, atunci e clar că te duci în idolatrie, nu? Exact. Când Dumnezeu îți dă atât de mult belșug, atât de multă mâncare, păi ți-o dă oare numai pentru tine? Sau te învață și dăruirea în același timp, dându-ți foarte, foarte multă mâncare? Pentru că dacă ți-o dă, ți-o dă ca să dai și la altul, să înveți dăruirea, principiul ăsta, a dăruie. Și la fel și banii, când îți dă bani. Și la fel și banii. Și la altul, nu se păstrează mai pentru tine. Da. Pentru că atunci crește ego și când crește ego trebuie să vină nefericirea. Și apoi ne întrebăm de ce a apărut necazul în viața noastră, boala, despărțirea, îmbolnăvirea copiilor, îmbolnăvirea părinților și nu știm. Nu știm. De aia, pentru că am absolutizat niște lucruri. Ălea, absolutizările acelea determină pe ceilalți să o ia rasna sau să ne atace, să ne dezamăgească. Deci nu e, dacă toată, înțelegi, toată psihologia, toate științele acestea care există de interumane, toate aruncă vina în afară. Zic că ceilalți sunt defecți și că trebuie să facem ceva să-i reparăm pe aceia, să-i ducem la psiholog. Și nimeni nu zice că idolii din tine sunt problema. Faptul că ai niște idealuri acolo care, când le-ai pus pe primul plan, trebuie să vină Dumnezeu pe negativ. Și din cauza asta noi luptăm întotdeauna cu Dumnezeu negativ, că nu putem să acceptăm că Dumnezeu vine sub formă negativă. Deci omul va fi cu atât mai nefericit cu cât are idol mai puternici. Va fi nefericit, nu va lăsa Dumnezeu, nu va fi liniștit niciodată. Îi va distruge întotdeauna, în toate modurile posibile. Doamne, apropo din dreptarul de spovedanii, da? Unde sunt menționate păcate, 460 ceva, da? Adică 460 ceva de idol, nu? De idol, mamă, ce acolo! Da, în dreptar de idolatrie. În dreptar de idolatrie. Este extraordinar. Nu? Și zic, uite, acestea sunt păcatele și acestea sunt virtuțile. Virtuțile sunt idolii.
virtuțile puse pe primul plan sunt idolii. Păcatele sunt reacția divină la idolii respectivi. Păcatele. Deci noi punem o etichetă negativă la vindecare. Că vine Dumnezeu și ne distruge idolii. Deci, vai de mine. Deci să știi că a fost așa de bine gândit, așa de bine gândit a fost și Noul Testament, că Noul Testament atacă Vechiul Testament. Deci Vechiul Testament nu se dă voie să fie idolatru. În Noul Testament zice, a aruncat vina în afară și a zis că ceilalți sunt de vină, nu eu. Adică a apărat idoli. Ne-a făcut să ne închinăm la idol. Asta a făcut. A apărat idolii. Când aruncăm vina în afară și s-a zis, voi toți sunteți răi, atunci s-a ridicat pe sine. Deci a făcut idolatrie. Da, și noi facem asta frecvent. Fiecare din noi, noi nu ne vedem pe noi. Noi întotdeauna zice că celălalt este defect, celălalt este greșit. Încercăm să-l reparăm, să-l schimbăm. Schimbându-l pe el ca să fie cum vrem noi. Știi? Asta facem tot timpul. Deci considerăm nefericirea că este cauza în afară, că oamenii din afară sunt cei care ne fac pe noi nefericiți. Nu vede niciunul că cauza nefericirii noastre este de fapt idolatria. Idolii din noi sunt cauza nefericirii. Idolii din noi îi pun pe ceilalți să vină împotriva noastră în toate modurile posibile și să ne căjească, să ne deranjeze, să ne nemulțumească. Nu știm. Noi punem cauza în afară. Deci zicem că nefericirea noastră este cauzată de exterior. Și nimeni nu zice că nefericirea ta, nimeni nu scrie, în nicio psihologie nu scrie asta. Ai văzut că facem despre copilul interior, aceea cu conceptul continuu, toți zic că exteriorul e de vină. Când de fapt nefericirea e datorată idolatriei. Da, zice că copilul acela din fața ta este de vină, că părinții sunt de vină, că omul din fața noastră este vină și n-a fost niciodată omul din fața noastră de vină. Femeia ce consideră? Când nu merg lucrurile bine într-o căsătorie și divorțează, ce zice? Nu zice că celălalt e de vină? Zice vreodată că eu am făcut foarte multe mii de emisiuni cu femei. Femeile știe ce făceau primul lucru? Arunca vina pe bărbat. Dar nici una să zică că măi, de la mine pornește totul. Eu am fost idolatră. Am fixat reguli, principii, virtuți, am pus pe primul plan. Binele meu. Niciuna nu zice chestia. Zice că celălalt e de vină. Și asta este un mod de a vedea foarte greșit, pentru că ne face în așa fel încât aruncarea vinii în afară ne divizează și ne vedem ființe separate. Niciodată nimeni, nu există, decât în Vechiul Testament, nu există o știință care să zică că tu, fiind idolatru, vine din fața Dumnezeu și îți distrugi idolatria. Că nu oamenii sunt de vină, ci tu că ești idolatru. Nu zice nimeni asta. N-am întâlnit. Zice că ai răni. Ai răni. Păi rănile acelea ți le distruge cel din față, Dumnezeu ți le distruge și rănile egoului. Și zice, vai de mine să evităm rănile egoului și îl plângem pe ego. Nu e o nebunie? Suntem normal la cap. Când ele, de fapt, sunt binecuvântări. Sunt binecuvântări. Deci tot distruge rănile alea, sunt binecuvântări. Și noi cântăm prohodul. Ui, dar suntem așa de buni, incredibil, nu se poate. Și zicem că suntem la nivelul inteligenței artificiale, da? Adică creăm computere, facem minuni, miracole, sunt mai ce grozav suntem noi, nu înțelegem că nimeni nu ne face nimic. Niciodată că tot ceea ce este în afară este cauzat de către noi. De aici vine și nebunia cu inteligența artificială, cu revoluția aceasta a patra, industrială. Toată credința aceasta cu Smart City, orașele 15 minute, toate nebunile astea vin de la credința că noi dacă acționăm asupra exteriorului și exteriorul se schimbă și îl facem frumos, noi vom fi fericiți. Și noi constatăm că se întărește orgoliu și vom fi și mai nefericiți. Pentru că le facem idol. Noi nu înțelegem că idolatria este cea care ne face fericiți. Nefericiți. Idolatria. Nu putem să înțelegem lucrul ăsta. Credem că dacă schimbăm realitatea exterioară, vom fi fericiți.
Din contră, că dacă faci smart city, aduci roboți în casă și mai departe, vei fi mai nefericit, pentru că îi vei face idoli. Și idolii aceia te vor distruge. Idolii din interiorul nostru, din mintea noastră, ne distrug. Nu exteriorul. Păi, Doamne, noi am făcut idol din binele propriu, am făcut idol din rai, pentru că l-am pus pe primul plan. Exact. Am făcut idol din mântuire, din desăvârșire. A făcut idol din materie, din bunăstare, stabilitate, siguranță, comodități, comoditatea. Și explicam că omul nu poate nici... Deci din cauza idolatriei noi ne îmbolnăvim și murim. Că noi nu avem nevoie de atâta bine. Nu avem nevoie de bine. Binele ăsta ne omoară. Ne absurdizăm binele, iar binele ăsta este al diavolului. Este idolatrie. Ne închinăm la diavol. Noi avem nevoie, spre exemplu, corpul nostru are nevoie de autostres. Are nevoie să nu mănânce până la capăt. Are nevoie de efort, de un stres. Stresul acela îi dă lui posibilitatea, îi dă timp să se repare. Deci are nevoie de perioade lungi de nemâncare. Ca să el să aibă timp. Așa este, așa de simplu. Vindecarea este foarte simplă. Nu are nevoie de medicamente. Are nevoie de autostres, adică de perioade lungi de stres. Să nu-i meargă lucrurile bine, să meargă pe jos, să se streseze, să fie greu. Înțelegi? Deci greutățile acelea, noi suntem făcuți ca să ne înfruntăm, să înfruntăm greutățile. Nu suntem făcuți să ne fie bine. Binele ăsta ne omoară. Și am mai observat un lucru, Doamne. Ziua, într-adevăr, avem nevoie de efort fizic, de muncă fizică, da? Pentru corp. Și noaptea avem nevoie de studiu. Studiu la măsuță, studiu de... Și avem nevoie, practic, de foarte puține ore de somn. Corect. Eu asta am observat. Mă încarcă extraordinar de mult când stau până târziu în noapte și studiez acolo, ascult binarii, mai fac câte și câte chestii. Păi dacă mănânci puțin, atunci nu mai poți să dormi, că nu mai ai nevoie de mult somn. 4 ore ți este de ajuns. Da, că stăteam și mă gândeam, Doamne, la pusnici, da? Deci ei cam aceeași chestie, același principiu, pe același principiu se merge. Noaptea se studiază foarte, foarte mult. Deci pusnicii ce au făcut? S-au dus acolo și se limitează. Condițiile acelea aspre, ce fac? Scad importanța corpului, își distrug binele, își distrug idolii. De la deci plăcerile lumești au fugit. Ascetismul distruge idolii. Ce ai spus? Da. Vreau să zic că de plăcerile lumești au fugit ei. Exact. Plăcerile acestea sunt mari pentru că sunt idoli. Deci bunăstarea, comoditățile, satisfacțiile, plăcerile, stabilitatea, siguranța vieții și savoarea. Sunt idoli. Și în același timp au fugit și pentru a studia, Doamne, pentru a avea timp cât mai mult pentru studiu. Pentru că în lume nu ai timp când ești în lume. Te iei cu materialul, cu plăcerile, dacă te iei după lume. Deci când îți scade idolii și plăcerile, de fapt vine fericirea. Asta este prețul. Atâta timp cât omul caută fericirile lumești, ale trupului, el primește o nefericire mai mare. De toate felurile. Deci el, ca să fie fericit, trebuie să... corpul lui să fie nefericit. Ca sufletul să fie fericit, corpul lui și ego-ul lui trebuie să fie nefericit. Trebuie să facă tot posibil ca ego-ul lui să nu-i fie bine. Să nu-i fie bine ego-ul lui. Să nu-i dea ceea ce el dorește. Și dacă face chestia asta, atunci se încarcă sufletul cu energie și nu mai e așa la înfrânare. Noi ne prelungim viața numai prin restricții. Deci restricțiile, incomodul trebuie să fie mai mare decât satisfacțiile. Incomoditatea, instabilitatea trebuie să fie mai mare decât stabilitatea. Nesiguranța trebuie să fie mai mare decât siguranța. Lipsa de bunăstare trebuie să fie mai mare decât bunăstare. Lipsa de savoare, adică mâncarea nu prea plăcută, trebuie să fie mai mare, pentru că tu ce este plăcut se pierde viața. Din cauza asta Dumnezeu a pus singura restricție care există în lume, este o singură propoziție, idolatrie, adică restricția binelui.
Idolii sunt binele. Binele este idolul. Plăcerile sunt idolii. Satisfacțiile, fericirile acestei lumi sunt idoli. Asta tot în momentul în care omul are prea mult bine, trebuie să oprească, să ridice, să plece. Noi credem, Doamne, că dacă mâncăm mai mult, mai savuros, cât mai multe vitamine, cât mai multe, avem impresia că o să stea cât mai bine corpul. Când, de fapt, chiar tu ai spus-o, Doamne, s-o demonstra, da? Că ăsta corpul știe să-și producă singur toate elementele de care are nevoie. Deci putem să bem doar apă și să mâncăm o bucățică de pâine, el, corpul știe să metamorfozeze toate chestiile astea. Sigur, sigur. Și dispar toate bolile. Dar nu numai bolile, dispare nefericirea din viața noastră, pentru că nefericirea este legată de lipsa de energie subtilă. Energie subtilă care se obține numai prin înfrânare. Deci ca să fii fericit în viață, trebuie să fie înfrânarea să fie mai mare decât satisfacția simțurilor. Înfrânarea respingeată să fie mai mare. Da. Da. Și care ar fi soluția ca noi să punem această restrângere? Cum să? Că ne este greu să ne restrângem. Există o suferință acolo. Ne doare să ne restrângem. Cum am putea să facem lucrul ăsta? De frică? Sau din înțelegere? Și din înțelegere și din frică. Dacă nu merge una, merge alta. Ambele. Ori așa, ori așa. Că omul așa benevol singur nu vrea el să se restrângă, că îi se pare un lucru greu. Păi acum înțelegând faptul că... știi ce energie prin restrângere? Da. Atunci e clar, nu? Mă duc spre chestia asta. Cum se vreau plăcerile? Că plăcerile îmi ia din viață. Deci nu mă duc spre ele. Comoditățile la fel. Bunăstarea la fel, belșugul la fel, savoarea la fel, te ferici de toate lucrurile care îți plac. Tu ce îți place ție, nu-ți place bine. Și trebuie să fugi, să eviți. Toate lucrurile care îți plac, nu ai nevoie de ele. Dacă îți place ciocolată, nu ai nevoie de ciocolată. Dacă îți place cafea, nu ai nevoie de cafea. Dacă îți place tutunul, nu ai nevoie de tutun. Da? Deci toate lucrurile care îți plac, nu ai nevoie de ele. Interesant. Da. Ca o concluzie, ce concluzie tragi după discuția de astăzi? Că postul este rei. Pentru mine este fundamental acum. Dar nu cred că este bine spus post. Hai să spunem altfel, nu știu. Eu l-am, pentru că așa îl cunoaștem în forma asta. Am putea să-i spunem cum vrem, în tot felul. M-am dus mai repede la chestia asta, la restrângere. La păcate i-am spus idolatrie, da? Da. Și restrângerea de la idol, adică renunțarea la idol, este de fapt apropierea de divin. Înseamnă ceva mai fericire pe pământ. Să renunți la idol. Adică înseamnă să renunți la tot ceea ce îți place. La toate plăcerile, satisfacțiile, siguranța, stabilitatea, savoarea, la tot ceea ce omul a pus pe primul plan, nimic nu-i face bine. Ia din viață. Și el a trebuit să trăiască viața într-o ușoară restrângere. Adică într-o stare continuă de, nu exagerată. O restrângere benevolă, o reținere continuă de la mai mult bine pentru sine. Mereu să cedeze bine lui continuu și dacă va face chestia asta, va fi mai ușor după aceea să mănânce mai puțin. Deci nu poate să zică, poate să zicem post. Atunci este un lucru greu. Este post în toate modurile posibile. Deci restrângerea e de toate felurile. Pentru că, spre exemplu, dacă mergi pe jos, va fi mai ușor să ții post. Dacă uzi scările, la fel. Deci dacă te înfrânezi la toate plăcerile vieții, la fel îți va fi mai ușor să mănânci mai puțin. Deci toate sunt legate. Atunci ai putea spune înfrânarea esterei, nu? Că
cred că s-au înfrânat de la multe. Înfrânare, da, s-au înfrânat și atunci s-au unit în înfrânarea asta cu Dumnezeu, l-au chemat, a făcut spațiul ăla gol, că nu poți să faci spațiul gol, este așa de simplu să fii bine în viață, să te vindeci de orice boală. Nu trebuie să te restrângi, pentru că în restrângere îmi faci spațiul gol și vine divinul, are loc unde să vină și să schimbă situația de viață. Deci atâta timp cât noi fixăm și păstrăm acolo fix acele idealuri idoli și gândim că numai așa ne-ar fi bine, nu ne restrângem, atunci n-are loc unde să vină schimbarea, unde să vină miracolul. Nu are loc Dumnezeu. El abia așteaptă să ne ajute, dar dacă nu îi facem loc, pentru că suntem prea plini de lume, de lume, prea plini de bine. Prea mult bine pentru sine este moartea sufletului. Deci noi, ca să ne revigorăm, să trăim mai mult, să ne fie bine în viață, să nu ne îmbolnăvim noi și copiii noștri, să ne fie bine, noi trebuie să ne restrângem mai mult decât ne satisfacem bucurile și fericirile lumii lumești. Deci mai mult trebuie să fie reținerea să fie mai mare. Adică mereu să-ți cedezi binele în toate momentele din viață. Și dacă la sfârșitul zilei, când tragi linia și te uiți ce ai făcut și aduni, uite, și acolo m-am restrâns, am mers și pe jos, n-am stat în autobuz, am stat în picioare, la servici m-am dăruit și am preluat sarcinile celorlalți, nu? Am trecut pe lângă gogoașe și n-am luat gogoașa, am urcat scările și n-am mers cu liftul, toate astea însumate îți dă o forță a sufletului care îți dă posibilitatea să faci post, că altfel nu poți să faci postul. Dar postul nu este numai de mâncare, postul e de la toate. Dacă m-am îmbrăcat simplu și modest, și ăla este un post. Tu câștigi energie pe chestia aceasta. Uită-te la evrei. Întrebarea este de ce ei se îmbracă așa de modest și așa de simplu. Și femeile și bărbați. De ce ei n-au mașini luxoase și au mașini simple din ăsta vechi care de-abia merg? De ce au casele așa? De ce sunt așa de neglijenți? De? Cu viața, cu materia. Este o cultură a neglijenței. Deci materiei nu trebuie să-i acorzi toată atenția. Nu trebuie să faci totul pentru ea. Trebuie să faci totul pentru viață, să câștigi cât mai multă viață. Ei spun foarte bine în Noul Testament. Cine va căuta viața, înseamnă satisfacții, binele propriu, avantaje, plăceri, comodități. Cine va căuta viața, o va pierde. Cine o va lăsa? Ce înseamnă a lăsa viața? Să nu vrei plăcerile, să nu vrei comoditățile, să le refuzi. Nu vrei o mâncare mai gustoasă, să nu vrei. Să nu vrei să mănânci mult până te saturi, mănânci mai puțin. Deci o continuă respingere a vieții este apropiată de divin. O respingere continuă a vieții. O înfrânare continuă. Deci noi trebuie să stăm într-o stare de autostres continuu, nu exagerat, și starea asta de autostres dă drumul la procesele metabolice de autoregenerare, de reparare organismului și de întinerire. Că nu pornește întinerirea dacă nu, decât la stres, când nu-i dai organismului ceea ce are nevoie. Atunci, deci când îi dai, spre exemplu, toată alimentația noastră e bazată pe carbohidrați. Dacă nu-i dai carbohidrați, atunci el, ficatul trebuie să produce carbohidrați cetone. Deci își produce singur glucoza. Nu este nevoie să o dai tu din afară. Dacă o dai tu, degeaba o dai din afară. Asta înseamnă că sistemul nostru de alimentație este centrat pe puțin. Deci toate programele din noi funcționează ca lumea, mai în puțin. Când dai mai mult decât ai nevoie, atunci nu mai funcționează totul, dar peste cap și depune și apar inflamații în organism și mucus. Asta este fenomenul care se întâmplă. Se ridică insulina după aceea extrage prea mult zahăr și simt nevoia, apare foamea. Foamea de zahăr, foamea de dulce, foamea de carbohidrați. Că toată 80% din alimentația noastră este bazată pe carbohidrați. Deci, în momentul în care nu mai dai din afară, nu mai incizi din afară și te împuținezi, te restrânge și restrângere. Avem nevoie de restrângere, că noi când restrângem carbohidrații, ne restrângem idolii. Deci ei toți din capul nostru, nu? Virtuții, idealuri, principii care le pune prin plan și reguli, idolii ăia scad în momentul în care tu nu-i mai dai organismul ceea ce dorește. Îi dai voie după aceea să se repară și mecanismele de reparare devin primordiale. Și există o problemă în organismul nostru datorită binelui
datorită mâncării plăcute și carbohidraților, apar celule bezmetice. Deci celulele nebunesc. De prea mult vine, nebunesc și devin bezmetice. Atunci, când nu-i mai dai, celulele sănătoase încep să distrugă celulele bezmetice și atunci se repară organismul și se încetinesc procesele de îmbătrânire și de uzură ale organismului. Deci îmbătrânirea este un proces de uzură care vine din prea mult bine. Ne-am putea să trăim foarte mult, să zic minim 130-150, chiar mai mult. Așa este gândit organismul nostru, dar pentru că îi dăm prea multă plăcere, se uzează și murim. Deci plăcerea este cea care ne omoară. Și plăcerile ce sunt idolii. Deci idolii. Deci în cazul asta Dumnezeu a pus acolo prima poruncă să nu-ți faci idol. Idol înseamnă plăcere. Plăcere, dulce, comoditate, stabilitate, siguranța vieții, belșugul, bunăstarea, savoarea, plăcerile acestea sunt idoli. Deci noi, ca să trăim, să supraviețim și să fim fericiți în viață, trebuie să scădem idolii. Idolii ne aduc nefericirea, ne aduc durerea, pentru că ne consumă din energia vitală. Și noi o punem la loc numai prin restrângere, prin abținere, prin sacrificiu de sine, prin jertfă de sine. Deci când nu-i dăm organismului ceea ce vrea, atunci pornește procesul de reparare, de întinerire. Omul când îi dă organismului tot ceea ce vrea, face mâncare gustoasă, îmbelșugată și mai departe, el de fapt își omoară organismul. Și la fel cu tot ceea ce face el în viața lui. Când adună bunătăți, face o casă mare, o mașină frumoasă și mai departe, pierde pe fiecare din ele, pierde energie subtilă, static, continuu. Deci sunt surse, pe exemplu, banii în bancă, acolo, care sau lingourile de aur de acolo, înseamnă o sursă de pierdere de energie statică, continuu. Mașina frumoasă este o sursă prin care se pierde viață și se aduce nefericire. Dacă nu o pui la loc, energia respectivă. Și oamenii nu o pun la loc, pentru că ei continuă zi de zi să caute cât mai multă fericire. Din cauza asta nu o pune la loc. Deci el pierde energie subtilă continuu, că ar trebui ca restrângerea să fie mai mare decât fericirile în timpul zilei. Și nu este așa. El când trage linie la sfârșitul zilei, ar trebui ca reținerea, restrângerea să fie mai mare decât satisfacțiile și plăcerile. Și nu face chestia asta. Că întotdeauna fixează comoditățile. Astea sunt idolii. Comodități, belșug, bunăstare, stabilitate, siguranță și savoare. Astea sunt idolii lui. Și trebuie să și distrugă. Și mai este după aceea o absolutizare. Când se exagerează pe o parte foarte mult, cum am vorbit noi despre slujire, se exagerează slujirea, se cade în extrema opusă. Și atunci, pentru că nu ai reciprocitate, nu primești nimic, sufletul nu se încarcă, știi? Și atunci apare nefericire. Da. Care e părerea ta? Că idolii se hrănesc cu carbohidrați? Idolii se hrănesc viața. Da. Idolii se hrănesc cu toate plăcerile lumești? Da, plăcerile sunt idoli. Comoditățile sunt idoli. Deci noi nu avem nevoie de comoditate, avem nevoie de incomoditate. Nu avem nevoie de plăcere, ci de neplăcere. Nu avem nevoie de satisfacție, de insatisfacție. Nu avem nevoie să câștigăm, avem nevoie să pierdem. Pierderea trebuie să fie mai mare decât câștigul. Deci mereu să ne cedăm binele. Când cedeți binele, te încarci cu energie. Când cauți binele, pierzi viața. De aceea ziceam că nu sunt de acord cu Sun Tzu, cu arta războiului, că de fapt cel care câștigă într-o luptă a pierdut. El a pierdut, stagnează, caută stabilitatea și siguranță și asta îl distruge. Iar cel care a fost bătut, ăla este adevăratul câștigător, că a fost dus în jos, i s-a distrus ego-ul și atunci are loc unde să vină Dumnezeu și el își restaurează viața. Deci în viață câștigă nu cel care are de toate, ci care nu are mai nimic. Acela câștigă în viață, acela este fericit. Câștigă și Ana viață, lungime și sănătate și fericit copii. Uite-te, spre exemplu, copiii de oameni mai sărmani, mai modești, te ajung ceva în viață, te pot bucura de ei. Când copiii oamenilor bogați ajung nimic.
n-ajung pe niciunde. Se drogează, nu învață nimica, știi? Nu-i poate să-i stăpânească. În cazul asta, pentru că bunăstarea omoară, ucide. Deci omul trebuie să sferească exact de lucrurile care îi plac lui. El vrea comodități, nu are nevoie de comodități. Vrea belșug, nu are nevoie de belșug. Vrea plăceri, nu are nevoie de plăceri, peste o nevoie, peste nevoie. El vrea ușor, nu are nevoie de ușor, ușorul omoară. Din cauza asta gândește-te, când am venit în viață, am zis, dăm, Doamne, greutăți cât de mari poți. Nu i-am zis, dăm plăceri, i-am zis greutăți. Și veneam de la prag, de acolo, de sus, la jumătatea distanței, păstram legătura cu Dumnezeu, dar să zic, fă-mă cel mai bogat om din lume. Și am zis, nu, dăm greutăți cât de mari poți. Asta este soluția, pentru că știam foarte bine că greutățile se încarcă cu energie și te poți apropia de divin. Deci, tot sistemul ăsta de societate care ne îndeamnă la bunăstare, de fapt ne omoară, ne duce în iad. Este un cult al morții care ne duce în iad. Toții mergem. Omul cu cât are mai mult aici și cu cât ridică mai multă bunăstarea lui, cu atât coboară mai jos în iad din cult. Explică foarte bine Ilie Cioară lucrul acesta. O familie foarte bogată și cunoscută care este în zona cea mai de jos în lumea de dincolo. În suferință maximă. Și aici erau extrem de bogați. Au dat și un președinte. Da. Asta este. Soluția este nu spre mai mult bine, spre mai puțin bine. Făcută asta de mâine, imediat. Fiecare, dacă începe să se autolimiteze în toate modurile posibile, va începe viața lui să se restaureze. Să-și producă un stres. Nu caută apa caldă, caută apa puțin mai caldă. Nu caute să mănânce ceea ce place lui, ci mai puțină mâncare, nu așa cu gust, mai puțin gust. Pentru că leagă, deci tot ceea ce este plăcut ne leagă de materie și atunci să vină Dumnezeu să ne deslege, să ne desprindă cu forța. Deci fericirea este mai puțină fericire. Deci cea mai mare fericire pe pământ este să nu ai fericire pe pământ. Nu cauți fericirea de pământ cât o mare. Și apropo de comoditățile din casă, pentru că suntem în iarnă, da? Să fie cald în casă, da? Ți-am trimis un filmuleț cu o fetiță micuță în Rusia, care mergea descurs prin zăpadă și s-a băgat într-un cazan cu gheață. Și atunci am zis că, Doamne, dacă fetița asta are o reușit, deci nu, ca și cum, nu știu, parcă s-a băgat într-o cadă cu apă fierbinte. Pentru ea nu exista zăpadă, nu exista frigul. Cine îi împiedică pe noi? Păi, ea n-avea idol. Păi n-avea idol și atunci... N-avea plăcere, n-avea bine pe care da. Am experimentat chestia asta afară, da, am stat o zi întreagă dezbrăcată, adică am îmbrăcată foarte sumar, cu ceva afară. Deci, gândindu-mă doar la fetița respectivă, deci eu nu am mai simțit frigul, curgea apă pe mine, munceam efectiv, dar curgea apă pe mine, simțeam cald și toți în jurul meu aveau mâinile reci și nu mai puteau de frig și eu nu mai puteam de cald. Deci era pe invers, doar simplu fapt că m-am gândit la fetița aia. Interesant. Da. Deci totul este în mintea noastră. Da, idolii ăștia din minte. Îi apărăm, luptăm pentru ei, ne raportăm la ei și ne modificăm viața în funcție de ei. Ar trebui să-i distrugem. Deci lipsa idolatriei, idolilor acesta, reguli, principii, virtuți puse pe primul plan, este de fapt fericirea. Lipsa lor, nu mai ai ce să aperi, nu mai ai pentru ce să lupți și în starea aceea de lăsare de sine se face spațiu gol unde vine Dumnezeu și ne poate face viața frumoasă. Mai prezența Lui ne face viața frumoasă. Fără El, putem nimic. Deci vreau să mai adaug că am înțeles ceva fantastic. Că viața noastră s-ar schimba imediat dacă nu o mai pune ca și cauza lucrurilor în oameni. Și am înțelege că toate sunt de la divin. Adică Dumnezeu ne face ceva, nu un om. Atât trebuie să înțelegem. Și tu spui ca țiganii. Și viața se schimbă și vine miracolul. Acest lucru trebuie aplicat. Când vorbim, nu avem voie să spunem că un om ne-a făcut ceva.
Adică să nu punem cauza lucrurilor în oameni și să zicem că Dumnezeu este cel care a făcut, care a dat. Adică ca să putem să conștientizăm că e Dumnezeu în față, trebuie un singur lucru să facem, să zicem că să înlocuim omul cu Dumnezeu. Să nu zicem că omul a făcut ceva, să zicem că Dumnezeu a făcut ceva. Atâta. Că țiganul acela, uite că am învățat de la țigan la spital. Da. Ăla atât făcea. Țiganul nu zicea că oamenii i-au făcut ceva. Îl zicea că Dumnezeu i-a creat situația asta, că l-a supărat pe Dumnezeu. El nu zicea niciodată că un om. Și asta era fantastic la el. Dar ce viziune putea să aibă. Incredibil. Deci când zicem că Dumnezeu a făcut lucrul acela, atunci ne vom elibera. Când ne eliberăm de credința că un om ne-a făcut ceva. Asta e credința noastră. Noi, când aruncăm vina pe oameni, noi greșim față de Dumnezeu, că nu e un om acolo, este el, este creatorul universului, este acolo, nu e un om. Și dacă noi vorbim despre oameni, atunci noi vom pune cauzele lucrurilor în lumea aceasta. Din cauza asta, noi vedem pe celălalt vinovat. Și atâta trebuie să facem. Singura schimbare care trebuie făcută este să înlocuim omul cu Dumnezeu. Să nu spunem că oamenii au făcut, noua ordine mondială e făcută de guvernanți, e făcută de Clubul Bilderberg, de iluminații, de comunitatea europeană, de mai știu ce, știi? Deci să nu punem cauzele lucrurilor în oameni, niciodată. Să zicem că Dumnezeu este cel care a dat această nouă ordine mondială, sunt măsurile date de El pentru că noi suntem lacom, da? Și să punem cauzele lucrurilor în noi. Să zicem că pentru că noi prea puțin l-am iubit pe Dumnezeu, prea mult am iubit idolii. Și să scădem idolii. Că nu putem să scădem idolii. Că noi ne vorbim despre idoli, dar idolii nu pot fi scăzuți decât în măsura în care punem cauzele lucrurilor în idoli. Și în fața noastră nu avem oameni, ci avem pe Dumnezeu. Când vorbim numai despre Dumnezeu care distruge idolii, cine mai rămâne? Doar să distrugem idolii. Vreau să spun, Doamne, că la țară aici, în zona unde sunt eu, încă se vorbește în felul ăsta. Oamenii spun că, uite, Dumnezeu m-a pedepsit pentru păcatele mele. Uite, mi-a furat găinile din cotez, Dumnezeu m-a pedepsit. Ei nu dau vina pe hoț sau mă știu. Dumnezeu m-a pedepsit, știe El de ce. Deci Dumnezeu i-a furat găinile. Da, da. Și așa spun, Dumnezeu m-a pedepsit pentru păcatele mele. Și am putea spune, Dumnezeu m-a pedepsit pentru idolii mei. Na, Dumnezeu m-a furat găinile pentru idolii mei. Pai ce tare! Deci Dumnezeu a furat găină. Dumnezeu fură găină. Dumnezeu dă ID-ul digital și ne leagă. Dumnezeu nu ne mai dă voie să mâncăm mai mult decât avem nevoie. Da. Ce să dăm vină tot timpul pe El, în afară. Da. Nu avem treabă cu oamenii. Dumnezeu m-a pedepsit pentru asta. Exact. Și atunci cine rămâne? Rămâne că noi suntem idolatrii. Atâta ne rămâne. Și nu mai putem să considerăm pe celălalt vinovat. Dacă e Dumnezeu în față, numai El este vinovat. Și toată psihologia cade. Și parentingul. Da. Și religia aceasta în care se aruncă vina. Că ai văzut că ce fin a fost în Noul Testament. Arunca vina în afară, deci ne-a separat. N-a zis Dumnezeu în Vechiul Testament, a zis, voi toți sunteți sfinți. Voi toți sunteți fiii mei, deci sunteți una cu mine. Sunteți una. N-a zis că sunt diferiți. Asta înseamnă că în discuțiile noastre noi nu putem să zicem omului acela că e diferit. Dacă Dumnezeu a zis că suntem una cu El, înseamnă că e Dumnezeu omul din fața noastră, nu? Și însă și limbajul nu poate să ascundă lucrul ăsta. Limbajul ce zice? Domnule. Nu domnule, deci zicem domnule omului din față, Dumnezeu meu. Limbajul chiar arată lucrul acesta. Sau servus, sclavul tău. Deci ridică pe celălalt mai sus. Și când ridici pe celălalt mai sus, atunci te unești cu divinul. Când te ridici pe tine, atunci devii diavol. Foarte simplu. Deci noi nu putem să scădem idolii pentru că nu vedem pe Dumnezeu în față, că dacă l-am vedea în față, n-am mai putea să aruncăm vina în afară, că n-am avem pe cine, atunci rămânem noi singuri ca să suntem idolatri, să ne preocupăm numai de noi. Și atâta trebuie să facem. Zice că Dumnezeu ne-a furat găinile. Exact. Și Dumnezeu, nu știu, m-a pedepsit pentru, nu știu ce mi-a făcut El.
Mi-a dat o boală, mi-a dat un cancer. Da, Dumnezeu mi-a dat o boală. Dumnezeu nu mi-a dat voie, nu mi-a dat loc de parcare. Da. Și apare și transformarea și miracolul în viață. De aici pornește miracolul. În momentul în care punem ca și cauza la lucrurilor Dumnezeu din față, care îl vedem astfel peste tot, atunci nu mai putem să acuzăm un om. Și dacă nu mai acuzăm un om, noi nu mai putem să-l urâm pe el. Acuzarea unui om înseamnă ură pe Dumnezeu. Și când dai vina pe Dumnezeu și spui, mă pedepsi Dumnezeu pentru idolii din mine, păi te uiți imediat la idolii din tine și vezi ce ai pus pe primul plan. Exact. Când faci chestia asta. Recunoști în tine partea asta care este pe minus, adică tot pe Dumnezeu pe minus, îl vezi în tine și îl accepți așa cum este. Deci noi fugim de Dumnezeu ăsta pe minus. Și vedem ca și cauza lucrurilor faptul că suntem idolatri, rămânem cu idolii. Că altceva, da. Dacă Dumnezeu din față ne face ce ne face, înseamnă că ne face să ne distrugă idolii. Ne uităm la noi și vedem idolii care sunt, începem să-i scădem. Că întotdeauna ai putea să zici așa, Dumnezeu mi-a furat găinile pentru că eu am idolatrizat găina. Și că am idolatrizat non-furtul, da? Și lipsa, adică, furtului, da. Da, lipsa furtului, absolutizarea asta, da? Și da. Îmi trimite găinarul. Deci viața noastră nu poate să fie miraculoasă decât în momentul în care îl vedem peste tot și ne scădem idolii. Atunci, în spațiu gol vine el și devine miraculoasă și se schimbă toate situațiile de viață, indiferent de cât de dificile sunt. Numai atunci. Interesant. Și tu spui aici, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Lui binecuvântat. Da, fără părere de rău. Foarte bine, știe Dumnezeu de ce mi-a luat găinile, poate cineva era rupt de foame, are nevoie, nu știu, avea, are nevoie de bani, le vinde, treaba lui ce face. Și atunci... Da, da, apare o problemă atunci. Nu mai avem pe cine să acuzăm, nu mai avem cu cine să luptăm, nu mai putem să fim supărați când avem pe cine. Păi mă bucur, Doamne, că l-au luat găinile pentru că i-au... Mi-a făcut un bine indirect, nu? Adică el a venit, l-a luat și-o... Mi-a făcut un bine că mi-a distrus idolii, da, și mi-a salvat un viitor de... Exact. M-a încărcat cu energie, m-a scăpat din materie, din... M-a încărcat cu energie. Întotdeauna necazul te încarcă cu energie. Sau pierderea. Sau incomodul, sau neplăcutul. Ne încarcă cu energie. Greutățile ne încarcă. Deci, de fapt, ne-a ajutat, ne-a încărcat sufletul cu energie și ne-a dat posibilitatea ca în viitor să nu vină un necaz mai mare. Ne-a salvat acum, în prezent, pentru un necaz de viitor, care nu se mai poate manifesta. Da. Și după aceea ne dăm seama că dacă El este peste tot, nu mai putem să fim nemulțumiți că nu mai avem pe cine. Dacă nu suntem nemulțumiți, suntem în iubire, iar dacă suntem în iubire, nu avem cum să nu găsim parcare. Nu avem cum să reușim în tot ceea ce facem. Nu avem cum să nu reușim. Nu? Mm-hmm. Și toate situațiile de viață, oricât de dificile ar fi, se schimbă. Scuză-mă. Da, scuză tu, Doamne. Ai spus ceva și nu te-am auzit. Și toate situațiile de viață, oricât de dificile ar fi fost, se schimbă ca prin miracol. Da. Prin prezența Lui. Și prezența Lui ce înseamnă? Să nu mai acuzi, să nu mai zici că El este greșit. Este vinovat, că nu face lucrurile cum trebuie. Când nu mai acuzăm pe Dumnezeu din fața noastră, atunci lucrurile intră în armonie de la sine. Ce simplu este. Cred că la țară găsim foarte mult, foarte mult învățătură dacă plecăm urechea. Da, exact. Și deja ele practică lucrurile astea și acum noi le descoperim. Am descoperit apă caldă. Da, ceea ce e deja practică. Câte multe ori mai vezi că ies dimineața în pragul și se spală pe față cu zăpadă. Păi nu te minunesc când vezi așa ceva? Da, așa este.
Și principalul păcat al nostru este că l-acuzăm pe Dumnezeu că e netrebnic, că e bețiv, că e trădător, că e mincinos și că nu știe ce face. Deci nu putem să acceptăm pe Dumnezeu negativ. Nu, ne este foarte greu și luptăm cu el, cu partea asta. Vrem să o corectăm, să o ducem mereu pe plus. Și ne supărăm întotdeauna pe el și îl urâm. El vrea să fie lăsat și iubit, acceptat așa cum este. Putem noi? Nu este foarte ușor să iubim omul care e bun, blând, îngăduitor. Doamne, îl punem la suflet. Spune, mamă, mă uns la suflet, ca așa, mă uns ca un balsam pe rană, spunem, da. Dar ce facem cu celălalt? Care e trădător, care e mincinos, care e laș? Ce facem? Pe la unde îl mai punem? Așa este. Interesant este că dacă nu-l mai acuzi pe Dumnezeu din față, ești în iubire. Dacă ești în iubire, nimic neplăcut nu mai poate să vină din față, că nu mai are ce să scadă la noi. Și am pierde și idolii. Deci idolii se pierd în clipa în care îl vedem pe Dumnezeu în față. Nu facem nimic altceva decât înlocuim omul cu Dumnezeu și zicem că nu omul ne-a furat găinile, ci Dumnezeu ne-a furat găinile. Când facem înlocuirea aceasta, noi am pierdut idolii imediat. Și se scapă și de idolatrie. Foarte simplu. Deci, genial este. Genial. Nu mai zice că omul ne face ceva, zice că Dumnezeu ne face ceva. Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeu ne-a luat. Și când spunem lucrul acesta, au dispărut idolii. Ca să existe idoli, noi trebuie să zicem că cineva este greșit în față, că nu e bine ce face, că e netrebnic, că este trădător, că e mincinos, că e bețiv. Dacă noi nu aruncăm vina în afară, nu se întăresc idolii. Că idolii ce? Idolatrizarea ce înseamnă? Eu consider că a nu bea e mai important. Deci când eu acuz pe cel care este bețiv, eu ridic idealul de a nu bea pe primul plan și mi-am făcut un idol. Deci idolul îi facem prin acuzații. Când acuzăm pe omul din fața noastră de ceva care nu ne convine, noi lucrurile acelea îl absolutizăm și îl fixăm. Deci idolii dispar în momentul în care înlocuim omul din față cu Dumnezeu și zicem, tu, Doamne, uite că ești netrebnic, ești mincinos, ești necredincios, ești păcătos. Și atunci când îl acuzăm pe el, nu mai e cu cine să lupți. A lăsat armele jos. Și când a lăsat armele jos, au dispărut idolii. Idolatria se întărește prin a critica ceva la divin. Prin acuzație, prin păcatele alea. 464 de păcate. Când acuzăm omul acela are 464 de păcate, noi ridicăm virtuți pe primul plan. Când am ridicat, ne-am făcut idoli. Cu ajutorul bisericii, bineînțeles. Care ne ajută să ne distrugem glorios. Dar bine ne face. Nu putem să spunem că e un lucru rău. Că și prin idolatrie, omul poate să ajungă la divin, dar tot cu prin suferință, cu suferință. Deci e bine. Lucrul cel mai frumos care se poate întâmpla, că în momentul în care nu ne acuzăm pe Dumnezeu din față, ne-a zice că este netrebnic, atunci, lipsa acuzației înseamnă iubire, lipsa acuzației, pierderea idolilor, îi pierdem pe toți. Deci noi când atacăm, noi încărcăm toți idolii. Când renunțăm la atac, pe o singură direcție. Nu mai zicem că Dumnezeu, Tu, Doamne, mi-ai furat găinile. Atunci ne-am pierdut toți idolii. Că un idol este egal cu toți idolii. Deci noi când nu mai zice că Dumnezeu, că tu, nu mai zice că omul acela mi-a furat găine, ci zice că Dumnezeu a furat, noi am pierdut toți idolii. Genial. Și este așa de simplu. Dar numai că trebuie să fim conștienți că nu oamenii ne fac ceva, ci Dumnezeu ne face ceva. El ne produce pierderi, El ne dă afară de la servici, El ne dă mai puțin bani, El ne face ca afacerea să nu fie bine și trebuie să conștientizăm cu putere puternic faptul că în toate momentele din viață nu există altcineva care să-ți vină din față decât El. Și când înțelegi lucrul ăsta definitiv, atunci ți-au dispărut toți idolii și rămâne doar iubirea
și exteriorul este obligat la iubire, pentru că îți ia forma interioară. Și atunci se schimbă toate situațiile de viață din... Și poți orice vis să ți se împlinească în momentul în care vine Dumnezeu în tine, în viața ta, că ai pierdut ego-ul. Ego înseamnă luptă și apărare. Dacă nu mai acuzi pe Dumnezeu, nu te mai poți lupta și n-ai pe cine să apă. A dispărut și diavolul. A dispărut și iadul. Și rămâne numai raiul. Doamne, apropo de să iau un exemplu banal, da? Că avem o pierdere de bani, de exemplu, da? Simplu, Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu mi-a luat. Fie în numele Lui binecuvântat, mulțumesc, Doamne, da? Apare aici și idolatria, da? Dacă mi-a luat, pentru că fusesem banii deja pe primul plan, făcusem idolii ei, nu? Și distruge. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai luat. Deja mi-ai arătat unde era idolul. Și când ți-a luat idolul, ți ia pe toți. Da. Este exact pe invers. În momentul în care, spre exemplu, cea mai rea formă de păcat este considerat păcatul burții, stomacului, sau cum se zice. Da. Care le va aduce pe toate celelalte. Așa e și aici. Un singur idol, dacă îl oprește, blochezi, se blochează toți. Da. Deci sunt șanse de refacere a omului oricând, în orice chip. Și foarte rapidă. Și rapid. Deci o vindecare rapidă când recunoști că este Dumnezeu cel care îți face tot ceea ce îți face. Și primești la El, da. El îți dă, El îți ia. Da. Care vorbește urât cu tine, care se ceartă, care te înjură, care te umilește, care îți produce o pierdere. Numai El este în toate situațiile. Dumnezeu îți dă sănătatea, Dumnezeu ți-o ia. Dumnezeu îți dă soțul, Dumnezeu ți-l ia. Exact. El face toate. Și lucrul ăsta se face numai prin înlocuirea omului. Să nu zici că omul s-a făcut. El ți-a făcut, nu. Nu mai zici lucrul ăsta. Și dacă se poate să înlocuiești și eul. L-a înlocuit eul, să înțelegi faptul că el lui însuși îți face și atunci tu ai dispărut complet. Și ești indiferent la ce se întâmplă. Nu mai ai lucrurile în serios, nu le mai ai personal, nu te mai poți supăra că nu mai ai pe cine și n-ai cu cine. N-ai cu ce? Dacă nu mai ai eu, zici că lui și-a făcut ce și-a făcut, deranjul respectiv, nu mai ai cine să se supere. Și atunci, dacă se fixează cu putere această înțelegere în noi, de asta depinde, de exercițiu. Exersăm cât se poate de des până când devine obicei și până nostru de a fi. Și atunci am dat eu la o parte. Când l-am dat, și chiar să avem curajul, ca în viața de zi cu zi când vorbim, să spunem omului din fața ta, să-i spui o mare tendință, să zic, uite ce mi-a făcut ăla, m-a furat. Să poți să spui că Dumnezeu a furat, nu a furat un om. Să fii îngăduit, capeți îngăduință și înțelege. Îți dai seama, noi nu suntem îngăduitori cu Dumnezeu. Nu suntem îngăduitori cu El, nu putem să-L tolerăm. Nu putem tolera greșelile. Vrem să fie perfect, să fie cum vrem noi. Avem idealul pentru Dumnezeu. Tu, Doamne, Tu trebuie să fii așa cum vreau eu. Trebuie să nu fii bețiv, să nu fii trădător, să nu fii mincinos, da? Să nu fii necredincios, să nu fii păcătos. Deci am idolatrizat peste tot, toate ăia sunt idoli. Și va veni pe dos. Întotdeauna Dumnezeu vine pe negativ și vine tot timpul. În mod obicei, El vine sub formă negativă. El nu vine sub formă pozitivă, decât negativă. Pentru că noi în tot timpul avem idoli acolo, la care ne ținem fixați. Îi ținem în brațe, ne închinăm la ei. Idolatrie. Fantastic concept. Ce simplu. Da. Da, și ce ne-au distrus. Deci îți dai seama, noi suntem, când punem cauzele lucrurilor în afară, noi nu ne putem elibera. Trebuie să punem cauzele lucrurilor în Dumnezeu. Și atunci ne rămâne doar idolatria noastră. Și în momentul în care înțelegem că, de fapt, Dumnezeu își face lui însuși... Să fim îngăduitori,
Da, să fim îngăduitori cu idolatria din noi. Să aducem argumente și de ce e bine. Idolatria din noi, știi dar cum pare? Să nu ne vinovățim, să nu cădem în extrema aia la alta. Stai puțin. Deci în momentul în care zici că Dumnezeu își face lui însuși ceva, au dispărut și idolii din tine. Da. Înțelegi? Prima dată dispare atacul asupra lui, când zicem că Dumnezeu mi-a făcut ceva, deci nu mai pot să-l atac, s-a oprit atacul. Pe de altă parte, în momentul care zic că lui însuși a făcut, a dispărut și idolul. Deci atunci a dispărut și idolii din noi. Când spunem că lui și-a făcut, atunci nu mai este cineva care să recepționeze lovitura din față. Se pierde. Nu mai are cine să reacționeze. El cu el se luptă, el pe el se distrugă. Da, și atunci ești în zero. Ești în zero. Și din zero ai intrat în iubire. Ce simplu. De o mișcare din asta de cuvinte, ai rezolvat toate dilemele lumii. Că tot ne doream noi un nou limbaj. Da, tot doream un nou limbaj și o nouă reformă cu noul an 2024. Și uite ce s-a întâmplat. Da. Să trăiască țiganii. Da, fantastic țiganul. Țiganul cât a stat el acolo 3 zile, numai asta a zis. Niciodată nu zicea că oamenii sunt de vină. Niciodată. Adică Dumnezeu m-a pedepsit pentru că nu știu ce am făcut. Și trebuie să văd ce am făcut. Nu mai gândesc că nu știu ce am făcut. Țiganul avea 11 copii și din urma 11 copii, el avea vreo 500 de strănepoți. 500. Îți dai seama? Când venea la ziua lui, venea acolo, ziceau, veneau o mulțime de mașini. Nu aveau loc în sat. Vreau să parcheze pe câmp. Toată comunitatea de țigani era urât cu el. Toți un om. Și era puternic credincios, dar nu avea o credință din asta ritualistă. El era practică, știi? Asta era. Faptul că el îl vedea pe Dumnezeu peste tot, era toată credința lui. Mai mult nu știa. Mai mult nu-l interesa, mai mult nu era nevoie să știe. Nu știa nimic altceva. Decât că Dumnezeu este cel care îl corectează. Ceva frică de el. Da. Deci să aplicăm teoria țiganului, da, e bine spus. Înțelepciunea țiganului. Da. Deci să nu-l atacăm pe Dumnezeu din față și în același timp să înțelegem că Dumnezeu din față corectează pe Dumnezeu din noi. Și atunci noi nu mai suntem niciunde. Nu avem sentimentul de vinovăție și nu ne mai putem supăra că nu mai avem un eu care să se supere. Și atunci rămâne numai iubirea. Se pierde eul care le suportă pe toate sau care le face pe toate, se pierde eul sau căruia îi se fac toate, pierdem eul, atunci rămâne numai Dumnezeu, rămâne numai iubirea. Atunci viața noastră se schimbă automat. Cu cât suntem mai constanți în această stare și mai frecvent gândim în modul acesta, adică mai cu putere, cu atât mai repede se schimbă soarta și mai repede decât un an, doi. Poate să fie într-o lună, spre exemplu. Când obținem, trebuie să facem exerciții mereu, știi? De exemplu, ascultăm știri și la știri mereu există acuzații. Ăla a făcut, mereu să zicem noi, nu a făcut, dar Dumnezeu care a făcut. Uite, ți-a dat o lege care te pune să mănânci gândaci. Păi Dumnezeu ne pune să mâncăm gândaci? Da. Adică Dumnezeu din noi vrea să mănânce gândaci? Da, Dumnezeu din față, îl pune pe Dumnezeu din noi să mănânce gândaci. Păi nu am treabă. Păi și atunci nu mă mai afectează. Nu mă mai afectează. Dacă nu mă afectează, asta am dorit să obțin. Întotdeauna când noi luăm lucrurile personal și atacăm persoana, noi atunci devenim ființă întunecată, diavol. Foarte simplu. Și polarizat, bineînțeles. Ne polarizăm. Când luăm lucrurile personal, ne polarizăm. Da, și zicem, deci nu este numai când, de fapt noi împărțim bine și rău, din cauza aceasta noi luăm lucrurile personal. Deci suntem împărțiți și apoi acuzăm pe cel din față, zicând că le vedem separat. Zicând că ăla e vinovat și atunci îl atacăm. Când atacăm la persoană, de fapt suntem polarizați, suntem poziționați și suntem o ființă întunecată. Nu suntem divini. Ca să fii divin, trebuie să consideri că e Dumnezeu peste tot.
Altfel nu putem să îl simțim și să-l cunoaștem. Și când îl cunoaștem, când se oprește atacul, când nu mai vedem ceva vinovat în afară un om, când vedem pe Dumnezeu care a acționat asupra lui însuși și nici pe noi nu vedem vinovat, atunci am pierdut complet idolii. Și fără idol există, rămâne numai el. Da, este experiența lui, rămâne experiența lui. Da, numai el se experimentează pe sine. Fie pe plus, fie pe minus, e treaba lui, el se egalează, el se balansează și într-o parte și în alta. Exact. Efectiv, nu mai ai ce să spui. Uite, ne cade și mintea. Nu mai ai ce să spui. Rămâne tăcerea, admirația, vorba lui. Că chiar spunea la nu știu ce proroc, chiar zicea lucrul ăsta, că bucuria e tot a mea, supărarea e tot a mea și nu vă rămâne decât să mă admirați, să mă lăudați, că altceva nu aveți. Dacă eu sunt în toate pozițiile, deci trebuie să înțelegem că ăsta este cel mai mare dar posibil pe care a adus Vechiul Testament și prin proroci. Conștiința, zarea faptului că el în toate situațiile ia toate rolurile și își pune toate măștile. Și nimic nu e al tău. Deci bucuria, nici supărarea. Deci nu poți să acuzi pe nimeni de nimic. Nu poți să te superi pe omul din față că ți-a făcut ceva. El a făcut. El a considerat. Și știi de ce face? Face că noi considerăm că omul din față este vinovat. Când gândim, punem cauzele lucrurilor mai intens, cu mai mare intensitate și învinovățim pe Dumnezeu mai mult din fața noastră, cu atât el este nevoit să ne dezamăgească mai puternic. Și cu cât aruncăm noi vina mai mult în afară, cu atât el ne lovește mai puternic din față. Vine mai negativ spre noi. Deci negativitatea din jurul nostru este generată de fapt de absolutizarea binelui. Idealurile astea și regulile puse pe primul plan vor fi distruse. Și dacă vedem lucrurile în modul acesta, altfel vom vedea și istoria cu homosexualii, cu toate păcatele acestea ale călugărilor și mai departe. Vom înțelege faptul că pentru că ei au absolutizat castitatea, da? Sau cu mințenia, sau nu știu ce, curățenia sufletului, s-au trezit că le-au încălcat. Le-a luat mințile Dumnezeu și a pus să le încalce, să vadă și ce înseamnă inversul, că eu sunt și invers. Eu nu sunt numai castitate și cinste și curățenie. Eu sunt și ăla care nu sunt curat. Da? Și i-a distrus. Noi avem o idee greșită despre Dumnezeu și despre iubire. Dumnezeu și iubirea este și plus și minus. Nu e numai plus. Și biserica greșește și probabil toate religiile sunt pe același picior. Este prima dată când în cunoașterea lumii se face această schimbare. Sperăm că nu o să o șteargă. Se poate. Și să mai se descopere peste mii de ani încă o dată. De alții. Da. Deci în momentul în care biserica a absolutizat binele, a creat rău în lume. A creat războaie, a creat bombe nucleare, a creat suferință cu Bilderberg, Illuminati, bolile, suferințele, toate felurile, nefericirile, sărăcia, toate sunt create de absolutizarea binului de biserică. Biserica este ca un mecanism care introduce rău în lume. Este cu buclă închisă, deci el tot timpul absolutizând idealuri se introduce continuu suferința în lume. El are niște mecanisme, spre exemplu bisericile peste tot și toate mănăstirile introduc continuu în lume, în spațiu universal al sufletului, să zic așa, informația sufletului, introduce continuu absolutizările. Și îl determină pe Dumnezeu să vină pe invers tot timpul. Deci, ferința în lume și nenorocirile sunt generate întotdeauna de idolatrie, care este produsă de către idolatria însemnând binele pus pe primul plan. Și cine este factorul care pune virtuți pe primul plan? 464 de virtuți. Biserica. Deci este mecanismul pe care este introdus. Asta este lovitura pe care ne-au dat-o cei de la măsuță.
o lovitură fantastică din care omenirea nu poate să-și revină decât, nu știu, în altă, da, o altă omenire, probabil. Asta trebuie să dispară. Așa de perfectă e lovitura. Dar este tot de Dumnezeu dată, că este o metodă de trezire. Pentru că el și-a dat seama cum un benevol nu poate să gândească lucrurile așa. Pentru că el nu este intuitiv. El fixează binele. Și ar însemna să nu-și caute binele. Deci când nu-ți cauți binele, atunci pornesc mecanismele de reparare și de întinerire. Și cine vrea asta? Cine își dă seama de lucrurile astea? Doamne, vreau să zic că dacă tot procesul ăsta a fost creat și a durat mai bine de 2000 de ani, păi stai seama ce pași enormi s-au făcut în Școala Iubirii în 2 ani de zile ca să demonteze tot ceea ce au creat ei timp de, ceea ce au susținut ei timp de 2000 de ani. Exact, foarte rapid. Foarte rapid. Deci ajutorul este imens de acolo de sus. Primim într-o dată s-au dezghețat toate. Da. Curg atâta înțelegeri, vine, curge, e foarte accelerat procesul. Deci dacă Dumnezeu a hotărât chestia asta... Și știi de ce mă gândesc? Că fiind acolo în cercul acela al acelor ființe foarte mari, înțelepților, ei își pusese problema că asta era dezbaterea lor acolo, cum să oprească războiul de pe pământ. Așa îl opresc, Școala Iubirii. Da. Deci au luat un înger de acolo care ne însoțește și ne inspiră și creează un curent, o înțelegere, un nou mod de a vedea lumea, care este fantastic, după părerea mea, fantastic. Este foarte practic, foarte concentrat și cu rezultate imediate. Păi îți dai seama, e ca oricare din noi, în momentul în care zice că tu, Doamne, mi-ai furat găinile, s-a terminat. Nu mie, ți-ai furat ție găinile. Exact, că sunt ale tale. Eu nu am nimic. Atunci când zic că eu nu am nimic, gata, nu am nicio problemă și nu mai pot să mă supăr, că nu mai am pe ce să mă supăr și cu ce? Nu mai am un eu ca să se supără, am pierdut eu. Păi, dar nu se spune, Doamne, gol am venit, gol plec. Exact, da, și atunci rămâne numai el. Și zice tu, Doamne, spală-te pe cap cu găinile tale. Nu știu ce ți-a venit să sfâr găinile. Ai nebunit. Și atunci nu mai poate să fură găinile, că dacă n-ai un eu, ca să fure găină, trebuie să ai un eu. Deci fără eu nu poate să mai existe suferință, nu mai poate să fie. Deci eul este cel care atacă în față, atacă pe Dumnezeu din față pentru că zice că e o persoană și el suferă. Deci ca să sufere, noi trebuie să considerăm că în față e un om, nu un Dumnezeu. Că dacă e Dumnezeu, nu mai e pe cine să atace. Și mai poate să suferă. Dispare suferința din lume. Genial. Doamne, raportându-mă tot la exemplul ăsta cu găinile, da? Păi, de multe ori zicem că nu mai avem liniște și pace, da? Adică tot Dumnezeu a venit și ne-a furat liniștea și pacea din cotețul nostru, da? De aici, de unde suntem noi, da? Și știe El de ce. Deci să dăm vina pe El, nu pe... Pentru că am idolatrizat liniștea, pacea și nu a venit și a luat-o, a distrus-o. Păi noi spunem să rămână, Doamne. Dar nu să mai putem să spunem că ceva... Adică pățesc, eu... Că m-am îmbolnăvit, că mă doare gâtul, că sunt răcit. Nu pot să spui asta, că e El răcit. El-i. Dacă el e răcit, nu mai poți să răcești și dispare răceala și dispar medicamentele. Ne alargă ăștia după aceea. Da, Doamne, și mereu, păi dispare frigul. Păi dacă fetița aia, cum dădus un exemplu, dacă ea nu era, nu îi înghețau picioare. N-avea eu ca să supere. Exact, deci dispare boala, dispar chestiile astea, conceptele astea care ne-au fost introduse. Exact. Este bine oricum, că e frică, e cald, este bine oricum, dar nu mai folosești eu și e bine lui. Și atunci ești indiferent la căldură și la frică. Da. Nici nu le mai simți. Nu, deci am experimentat pe propria piele. Deci Dumnezeu a experimentat chestia asta. Unde mai e frigul? Ai pierdut ego. Și mi-amintesc că vecinii mei, când pleca mama lor la servicii, lăsa acasă copilași fiind, ei, erau trei, în plină iarnă ieșeau desculți afară prin zăpadă și se jucau desculți. Și n-au fost odată răciți. Mama lor nu i-a dus odată la dispensarul de medicamente.
Pentru că mama lor nu credea în chestiile astea, nici nu știa și vedea de treaba ei. Nu era frică. Și vreau să spun că are aproape, cred că are 77 de ani, ea nu a fost la doctor, nu a fost bolnavă. Știi ce dispare atunci când dăm vina pe Dumnezeu? Dispare diavolul. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, nici acolo nu este prezent. Și nici pe cel din față nu-l mai vezi rău, greșit, diabolizat, pentru că înțelegi că este Dumnezeu în rolul lui, luând masca acelui om. Și nici pe tine nu te mai vezi așa greșit, demn de vindecat, că înțelegi că Dumnezeu își face lui însuși ceva. Sau nu ai ce să vindeci la Dumnezeu din față, pentru că tot ce face El în fiecare clipă este perfect. Dumnezeu a distrus idolul binelui și al fericirii. Nu am știut că nu aveam voie să cer ceva în viața asta lui Dumnezeu. Secretul este să nu cer nimic și Dumnezeu îți dă toată fericirea Lui. Îți împlinește și visele nevisate. E bine tot ce s-a întâmplat, că de fapt, una fiind cu El, dispare suferința despărțirii. Dumnezeu pe El însuși s-a părăsit și s-a dus în suferință ca să experimenteze și latura asta umană, să vadă cum se stă acolo și e treaba Lui și dispare diavolul. Și nu trebuie să facem nimic decât să înlocuim omul cu Dumnezeu. Din moment ce dispare idolatria, absolutizarea, dispare și diavolul și rămâne numai El care își face Lui însuși tot ceea ce își face. Cum crede El de cuvință? După planul Lui. Când nu ne mai hrănim din pomul binelui și răului, adică când ieșim din polarizare, abia atunci putem spune că ne hrănim din pomul vieții. În rai se vorbește despre acești doi pomi. Asta este hrana cerească, pâinea cerească, care este diferită de pâinea materială. Studiu este hrana divină pentru suflet. Pâinea din făină este hrană pentru corp. Ambele perfecte, ambele date de Dumnezeu. Dumnezeu se rănește cu ambele. Înlocuirea omului cu Dumnezeu, noi înlăturăm idolatria. Înainte nu aveam conceptul de idolatrie și de aceea nu am putut ajunge la această înțelegere. Pentru că nu vedeam câștigul. De fiecare dată trebuie să arătăm ce câștigă sufletul și ce pierde ego-ul, diavolul. Interesant este cum de mii de ani oamenii nu s-au gândit la aceste lucruri. Înlocuirea omului cu Dumnezeu ne duce la unison. Din cauza asta a fost înlăturat în Noul Testament. Asta este soluția de a opri războiul. Necazurile, suferințele, bolile, pierderile. În noi locuiește Mântuitorul Lumilor, care unește opusele. Dumnezeu din noi este și binele și rău și face întotdeauna ceea ce vrea. Locuiește în noi Creatorul Lumilor. Dacă am ști lucrul acesta, ce s-ar întâmpla? Cum ar fi viața noastră atunci? Totul ar deveni un miracol. Nu sunt sigur că oamenii ar dori miracolul. Dumnezeu vrea să experimenteze și miracolul și suferința. Ne rămâne doar admirația și slava. Ne rămâne acceptarea la tot ceea ce vine din față așa cum vine. Dar important este că nu mai putem să ne supărăm pentru că nu mai avem pe cine sau să suferim, iar fără eu nu are cine să se supere dacă îl înlocuim cu el. Dispare suferința, diavolul, iadul, nefericirea. Și vine minunea și fericirea. Cred că ne este frică de fericire de Dumnezeu. Să nu ne facă fericiți. Pentru că este ceva necunoscut. Și ne-am obișnuit cu suferința. Noi am venit aici să transformăm materia în suflet, în bucurie. Să nu mai vedem ceva rău în ea. Să nu o mai idolatrizăm. Materia este corpul lui Dumnezeu. Dacă nu mai idealizăm, atunci rămâne să-L slăvim numai pe El. Se balansează tot timpul. Când în idolatrie, când în non-idolatrie. Și cum vrea El să iasă din idolatrie. Dacă credem că eram oameni neputincioși,
atunci putem crede că suntem și putincioși. De fapt, el este în ambele poziții. Ce cu puteri imense au cuvintele asupra noastră. Ele ne pot coborî, dar și înălța în același timp. Așa cum ne înalță fraza aceasta, Dumnezeu mi-a făcut cu tare lucru, sau Dumnezeu a făcut cu tare lucru lui însuși, sau cât de puternic este fraza aceasta, dacă vrea Dumnezeu să-mi dea ce mi-am propus, iar dacă nu vrea, e bine oricum. Deci dispare supărarea, îndârjirea de a obține neapărat ceva. Pentru că nu mai are cine să sufere. Dacă el este în toate pozițiile, nu mai are cine să suporte toate dezamăgirile, nefericirile, și dispare tristețea, mânia, ura, supărarea, furia, toate acestea se duc ca un fum.